mansarda unei locuințe a fost cuprinsă de flăcări în această după-amiază în localitatea Strehaia. Pentru stingerea flăcărilor a fost nevoie de intervenția a 3 echipaje de pompieri, dar și o ambulanță SMURD. Un incendiu puternic a izbucnit în această după-amiază la mansarda unei locuințe din Strehaia. Pompierii mehedințeni au intervenit imediat la fața locului pentru stingerea flăcărilor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. 3 echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit cu 2 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă în orașul Strehaia. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la mansarda imobilului, cu posibilitatea de propagare la întreaga locuință. Pompierii au localizat și stins incendiul în limitele găsite, nefiind înregistrate victime. O ambulanță SMURD și 2 echipaje de pompieri cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă, dar și cu o autospecială de lucru la înălțime, au intervenit pentru ca flăcările izbucnite să nu cuprindă întregul imobil.